Bună seara, dragilor! Mă bucur tare mult să ne vedem, deși cu Khaled nu ne vedem în cele mai bune circumstanțe, ca să zic așa, pentru că, deși am sperat să se întâmple o minune, astăzi am aflat că telespectatorii nu te-au votat suficient cât să te țină în casa mireasa. Și îmi pare rău că se întâmplă asta, pentru că ai verbalizat deseori săptămâna asta că îți dorești să rămâi în casă și că ai și motive pentru care ți-ai dori să rămâi în casa mireasa. Da. Dar asta este. În viață se mai întâmplă și așa. Trebuie să iei partea plină a paharului, te întorci la fetița ta. Da. Și vă veți petrece și mai mult timp împreună, iar dacă e să se întâmple ceva cu una dintre fetele din casă, se va întâmpla. Dacă nu, sufletul tău pereche sigur este undeva afară. Cu siguranță. De ce crezi că oamenii au votat ca tu să pleci din casa mireasa? Este Dediș mai îndreptățit? Nici nu știu, că nu cred că e mai îndreptățit. Mai... nu știu. Merita el să rămână în casă mai mult decât tine? În urmă, pe această săptămână, cum am văzut și de luni și tot asta, și de la susținere de la fete, după aia a fost niște chestii care a fost, eu, exemplu, unul, o singură, eu am făcut mult mai mult decât ce s-a văzut, doar că nu s-a văzut totul, poate oameni, a venit și chestie că era ziua tante Ioana, care a intrat și nouă fată, tot cu un tort, în care oameni poate de afară vor înțelege și alte chestii, care vor zice că, na, poate a intrat pentru deci cu tortul ăsta, poate... sunt multe chestii care oameni poate au pus speranța. Dediș, la fel, este un om minunat, n-am nimic de comentat, doar că singur, adică el la chestia asta poate se percepe mai bine decât mine la partea de show, ca să zic așa. Eu n-am căutat să fac show. Nu, n-am zis chestia asta, adică tu, eu, exemplu, poate anumite chestii nu le-am scos pe afară. Eu am stat pe banda mea. De ce? Am așteptat. Pentru că eu, pentru mine, poate și asta e o greșeală mea. Sunt o persoană încăpățânată, poate. Și am fost... Da, e adevărat, dar să știi că poate dacă verbalizai și mai mult, poate dacă spuneai ceea ce simți, uite cum spui acum, poate că oamenii ți-ar fi oferit o mână de ajutor. Da, așa sunt eu. N-am vrut să fac, să fiu altcineva. Am vrut să fiu cum eu sunt, cum sunt afară, cum sunt aici. Așa sunt eu. Nu pot să mă... nici nu pot să mă schimb. Dacă mă schimb, mă schimb în chestii pentru binele meu. Da. Domnilor, o să vreau să vorbesc înainte de orice cu voi, pentru că acum s-a terminat cursa de eliminare, știm care este situația și nu mai avem cum să... schimbăm opinia telespectatorilor și aș vrea să știu de la voi, după părerea voastră, merita să rămână Khaled în casă sau merita să rămână în casă, așa cum au decis telespectatorii, Dediș? Da, te rog, Alexandru. Calitate de fotbalist al lui, eu cred că meritau amândoi să rămână. Mai ales situația de față, mai ales care sunt amândoi doi băieți ok. Fiecare are greșelile lui peste care am trecut toți cu vederea. Asta, așa au decis oamenii, poate ei și mai bine decât noi. Dar, după sau poate văd alte lucruri pe care voi nu le realizați în casa mireasa. Voi vedeți 24x24, 7x7. Dar după părerea mea meritau amândoi. Amândoi sunt băieți ok. Meritau, dar până la urmă așa e într-o competiție. Adică... na. Ideea e că eu nu am făcut nimic forțat, n-am făcut niciun teatru, puteam foarte bine în disperare să zicem să merg către Elena, să zic, mamă, gata, mi-am găsit aleasă. Eu nu am făcut nimic, nu am declarat nimic, n-am zis că merg către o fată, chiar nu am făcut nimic, am stat foarte pe margine. Uh-huh. Nu am forțat absolut nimic, abia astăzi am spus de Iulian. Ia să auzim. Să nu influențeze în niciun fel. Ștefan. M-a spus și Alex, amândoi merită să rămână, dar dacă aș lege între Khaled și Dediș, având în vedere că Khaled a dormit o noapte cu Laura și a dorit foarte mult să creeze o conexiune și nu s-a creat, ce am observat eu, merg cu Dediș. Da. Cristian. Eu i-am susținut de fiecare dată pe amândoi. Ba chiar am fost omul la care atât Dediș cât și Khaled mi-au cerut ajutorul și sfaturile mele.
nu am cum să, nu există termen de comparație și nu am cum să delimit. Dar nu asta îți cer. Nu-ți cer să compari, ci dacă ai fi pus în postura următoare, trebuie să plece Dediș sau Khaled. Pe cine ai alege tu să trimiți acasă? Acum, în secunda asta. Că eu știu că toată lumea vrea să rămână toată lumea, dar... Na, așa e în competiție. Liviu. Îl mai las să se gândească. Primul nume care îți vine în minte. Nu mă puneți să aleg, eu n-am de ales, n-am venit să aleg între ei doi. Mie mi-a plăcut Khaled, a fost un băiat de excepție, i-am spus și lui, am avut o conversație cu el. Dar mai bine să plece Dediș. Nu, 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 vreau să spun doar despre Khaled. Dediș rămâne în competiție, doarme cu mine în cameră, deci am destul timp pentru el. Oțomanule! Khaled e un băiat de excepție și eu cred că până la urmă trebuie să privească partea bună a situației, pentru că merge acasă, merge la viața lui, fetița lui și, după cum am spus, tratează tot ce s-a întâmplat aici ca o lecție, ca un moment frumos, pentru că chiar așa a fost. Cristian, nu că nu scapi, pare rău pentru tine. Eu aș vrea să... Khaled sau Dediș? I-am spus ceva lui Khaled afară acum și mi-a dat dreptate, iar... Treaba asta pe mine mă lasă, de asta nu vă pot răspunde. I-am spus lui Khaled în felul următor. Tu ai nevoie de o femeie, nu de un copil. Și mi-a dat dreptate. Laura e un copil. Se înțelege ce am spus, da? Și mi-a dat dreptate. Consider că Khaled are inima împăcată, în același timp vrea să arate mai mult, dar în contextul ăsta... Nu știu ce să vă răspund. Te mai las. Albert. Da, într-adevăr, cred că amândoi au de arătat câte ceva aici în emisiune, la fel și Dediș, la fel și Khaled. Și într-adevăr am văzut la Khaled o dorință foarte mare de a rămâne și de a găsi pe cineva aici în emisiune. Deci, Dediș sau Khaled? Cred că Khaled. Să rămână sau să plece? Să rămână. Pentru că, na, okay. N-am nimic cu niciunul dintre ei, doar că... Dediș sau Khaled Valentin să rămână în casa Mireasa? Eu am de părere să rămână amândoi. Spun că o greșeală mare a fost la Khaled, că a bătut foarte mult unde a fost ușa închis. Și poate de aceea au ales telespectatorii să plece. Laura, ești un copil? Nu. Mă întrețin singură, sunt independentă, știu ce vreau, nu sunt un copil. Și atunci de ce crezi că... Este părerea lui. Da, știi care e treaba? Poți să fii un copil în ochii lui Cristian. Nu înseamnă că trebuie să fii... Dar mai are mult de trăit ca să ajunge la noi. Și ce, lucrurile astea pe care le trăiești, nu poți să le trăiești împreună cu un partener și să te formezi lângă el? Da. Cred că sunt urmele deciziile. Îți pare rău că pleacă în această seară Khaled din casa Mireasa? Da, îmi pare rău, adică îmi doresc să fie fericit și... Ți-ai fi dorit să mai rămână și să plece Dediș? Pentru mine nu mi-aș fi dorit să rămână pentru mine. Da, nu pentru tine dacă am fi rămas. Dar, da. Bun, răspund eu. Te rog. Khaled, sunt curios ce se întâmplă. Khaled să plece? Nu, Khaled să rămână. Trăiesc periculos, așa cum mi-a plăcut întotdeauna. Este doar o discuție ipotetică, pentru că... Na, sunt curioasă cum... Din momentul ăsta, știu că poate vă uitați așa la mine câteodată, vă spun niște chestii și vă uitați așa la mine strâm și ziceți ce vrea și nebuna asta de vine să ne spună nouă, ce avem noi de făcut. Dar, sau mă rog, ziceți, doamna Gabriela... Așa cum vă place vouă. Vreau să vă zic un lucru. Vă reamintesc că sunteți într-o competiție și plecările și nominalizările și cursele de eliminare se vor resimți de acum înainte mai puternic decât poate le-ați resimțit până la acest moment. Pentru că fiecare v-ați câștigat dreptul de a fi în casa Mireasa până la acest moment. Și v-ați creionat un profil care să vă definească pentru casa Mireasa. De aici înainte, însă, situația începe să se complice. O să vedeți că și despărțirile vor fi mai grele
în momentul în care cei din casă vor pleca. Săptămâna trecută era cât pe ce ca un cuplu să se despartă. Nu uitați acest aspect. Gata. Gata. Ne-am obișnuit suficient. E momentul să descoperim că e competiție, dragilor.